când am văzut că soțul meu întoarce capul după alte femei mai aranjate decât mine, am decis să-i dau o lecție pe care să o țină minte toată viața lui. Era sâmbătă dimineața. M-am îmbrăcat repede deoarece soțul meu mă aștepta la mașină să mergem la piață. Am luat câteva sacoșe în mână, m-am urcat în mașină și am pornit spre piață. Am cumpărat cele necesare, iar apoi am dus totul la mașină. După ce am scăpat de toate sacoșele cu fructe și legume, auzisem că s-a deschis un magazin cu haine foarte frumoase la un preț destul de bun, așa că i-am spus soțului să mergem și noi până acolo să vedem despre ce anume este vorba. Am ajuns cu soțul la magazinul de haine și ne-am uitat puțin. El și-a luat câteva tricouri, dar eu nu mi-am luat nimic. Mă gândeam că sunt totuși prea scumpe și aveam de gând să fac altceva cu banii. Când ne-am apropiat de casă, să plătim, lângă noi era o femeie care pur și simplu i-a captat toată atenția soțului meu. L-a întrebat ceva, iar el chiar i-a cedat locul lui la rând, zâmbindu-i și făcându-i un compliment. Adevărul este că era o femeie frumoasă și aranjată, purta tocuri înalte și o geantă tare frumoasă pe umăr. Avea o rochie satinată, cu puțină dantelă la mâneci, niște cercei finuți din aur și părul aranjat într-o coafură sofisticată. Soțul meu mă lăsase în urmă și stătea la rând împreună cu acea femeie, zâmbind și vorbind despre niște produse vestimentare din acel magazin. Soțul meu pur și simplu uitase că existam în viața lui. M-am făcut că nu văd, însă la ieșire el își dăduse seama de ceea ce tocmai făcuse. Și credea că îi voi face un scandal monstru, însă eu nu am spus absolut nimic. Am ajuns acasă, am spălat legumele și m-am apucat de gătit. A doua zi însă, am sunat la muncă și mi-am luat concediu în acea zi. Am plecat la magazin și am cumpărat câteva rochi absolut superbe din dantelă, un ruj minunat, un parfum scump, câteva perechi de pantofi cu toc, iar restul zilei mi-am petrecut-o într-un salon de înfrumusețare. M-am coafat, m-am pensat, m-am aranjat din cap până în picioare. Când am ajuns acasă, soțul meu ajunsese deja de la muncă. Când m-a văzut intrând pe ușă, atât de aranjată și stilată, rămăsese mut de uimire. M-a întrebat cu vocea ușor bâlbâită: "Dar de ce te-ai aranjat în felul acesta?" Atunci m-am apropiat de el și i-am spus: "Pentru a-ți arăta că și eu pot fi ca acea femeie de la magazin, doar că eu prefer să nu risipesc banii, ci să-i folosesc pentru lucrurile pe care trebuie să le luăm în casă." Atunci el m-a întrebat: "De unde ai avut bani să cumperi toate lucrurile acestea scumpe?" Iar eu i-am răspuns: "Din banii tăi." Apoi am înapoiat cardul pe care nu îi rămăsese prea mult. Soțul meu devenise palid la față, dar nu mai avea ce face decât să mă admire și atât. Timp de o lună am mâncat doar ceapă albă cu pâine. Uite așa mi-am învățat soțul care este diferența dintre mine și femeia stilată de la magazin.